a ratat niște ani buni din, de școală pentru că din cauza anturajului, pot să spun, din capul locului. Adică m-am înconjurat de băieți care nu învățau. Mama mea a încheiat viața când eram eu aproape de 17 ani, cu câteva zile înainte de ziua mea, să zic așa, 90, 96. Nici cu tatăl meu nu am crescut mult, pentru că părinții mei au divorțat când eram mic. Tatăl meu a încheiat viața când eram în facultate, în Cernica, anul, nu mai știu, cred că anul 4, eram în 2001. Îmi plăcea să joc fotbal și era suficient. Și m-am plimbat pe la vreo patru cluburi, ca să zic așa, de la Steaua, când eram foarte mic, până la Progresul, tot în București. Eu am fost repartizat la clasele de informatică. Uh, Unchin. A venit chemarea la uh, Institutul Teologic Adventist să predai. Ai mers acolo cu a, a fost o perioadă de tranziție în care ai a fost, predat, o ai de fost și da, da. un um, 3 Trei ani. Trei ani de zile, după care ai mers cu totul cu în zona din asta. 2008. Ai fost tentat să rămâi în afară sau să pleci în afară? Au fost câteva ocazii. Sunt puțini studenți în momentul ăsta. Cum îți explici asta? De ce oamenii sau tinerii nu mai vin spre a se pregăti să devină pastor? Tu acum coordonezi tot ce înseamnă universitatea. Sunt unii colegi de-ai tăi care fac doctorat la biserica în cadrul facultății de teologie. Universitatea Teologi... București, Facultatea de Teologie Catolic. Catolică. de exemplu, da? Cum e cu chestiunea asta? Pandemie, criză economică, război cu tremure? Trăim Apocalipsa? Mamă, dar unele sunt grele rău. Grele rău, nu? Așa e la autentic.